Pornografia este un viciu, la fel ca băutul, fumatul sau jocurile de noroc. Însă, dacă te uiți cu moderație și nu îți întrerupe activitățile zilnice, nu cred că îți fac atât de mult rău filmele porno. Eu nu mai sunt singur de aproape 3 ani și nu m-am oprit niciodată din a viziona filme porno. Însă, nu am creat o dependență de ele. Asta spre deosebire de alții care pur și simplu nu se pot abține. Știi tu, seara, înainte de culcare, să te relaxezi puțin, merge una mică. Dar sunt unii băieți care pur și simplu se gândesc la asta toată ziua, se gândesc la masturbare și la filme porno toată ziua. Altceva nu le trece prin cap. Iar asta îi împiedică din a rezolva lucrurile cu adevărat importante pe care le au de făcut. Astăzi vreau să vorbim despre câteva lucruri negative, dar și câteva pozitive pe care filmele porno le aduc. Iar la final îți voi spune cum poți să te lași de ele sau măcar cum poți să reduci timpul petrecut vizionându-le. Dacă îți place videoclipul, nu uita să lași un like și hai să vedem despre ce e vorba. O să începem cu părțile negative ale pornografiei, iar apoi o să vă spun și câteva părți pe care eu le consider pozitive. Primul lucru negativ este că îți oferă convingerea că sexul trebuie să fie ca acolo. Ceea ce nu e adevărat, adică actorii din filmele de genul urmează un scenariu care e făcut să fie interesant, nebunesc și cu tot felul de fantezii. Pe lângă asta, actorii ăia au o experiență mult mai mare decât tine. Bănuiesc. Și mai ales dacă e prima ta experiență sexuală, nu o să fie cu nimic pe aproape de ce e acolo, în filme. O să fie puțin ciudat și stânjenitor, o combinație între astea două. Al doilea lucru negativ pe care pornografia ți-l inspiră este că tu sau partenera ta trebuie să arătați ca ăia din filme. În filmele pentru adulți totul e mare sau totul trebuie să fie mare ca să satisfacă acele fantezii sexuale ale privitorului. În realitate, lucrurile nu stau așa. Nu totul e mare, mai degrabă mărimile sunt medii, sunt normale. Iar faptul că tu vezi în filme ca totul fiind mare și la tine nu așa de mare, îți aduce un sentiment de inferioritate. Mai mult, pe lângă asta, te face să ai niște așteptări nerealiste în legătură cu fetele pe care în mod normal le-ai privi ca fiind atractive, pentru că spui, bă, în filmele porno am văzut mai bine decât arată ea. Iar a treia parte negativă la pornografie este că e o pierdere de timp dacă abuzezi de ea, dacă urmărești în exces filme porno. Când te masturbezi de 4, 5, 6 ori pe zi în loc să-ți rezolvi treburile cotidiene pe care le ai de făcut, atunci devine o problemă. Și înainte să trecem la soluția pentru această problemă, vreau să spun și un lucru pozitiv despre pornografie, și anume că de acolo poți învăța poziții pe care de altfel n-ai avea de unde să le știi. Și acum să trecem la soluție. Problema la tine e că nu ai o direcție în viață și de-aia te rezum la impulsivitate și la plăceri de moment precum fumatul, petrecerile, băutura sau pornografia. Ai o dependență pentru pornografie și masturbare pentru că te ajută pentru un moment să uiți că viața ta e nașpa. Ca să nu ai o viață nașpa, îți trebuie o direcție, îți trebuie un cel, îți trebuie un sens. Și poți să spui, a, dar nu știu ce vreau să ajung, nu știu ce-mi doresc să fac. Normal că nu știi, ești complicat și nu toți oamenii au o direcție, o cale clară în viață. De fapt, majoritatea nu au una. Așa că, cum îți găsești? Cum îți găsești chemarea? Întreabă-te ce ți-a plăcut dintotdeauna, pentru ce te-au lăudat oamenii, cu ce ești puțin mai bun decât restul, care e avantajul tău competitiv față de alții. Poate ai mai multe pasiuni și nu știi căreia să te dedici. E bine, doar alege una, alege orice și încearcă să progresezi în domeniul respectiv. Dacă ai 14-15 ani, mai ai timp să te decizi, dar dacă ai 19-20, trebuie ca măcar să ai o idee despre ce vrei să fii și ce vrei să faci în viață. O alegere e mai bună decât să nu faci nicio alegere. Un plan prost e mai bun decât niciun plan. Alege ce vrei să fii. Alegeți la fel ca într-un joc, alegeți caracterul și du-l la cel mai înalt nivel posibil. Asta va da sens vieții tale și asta îți va oferi o alternativă la dependențe, inclusiv pornografie. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală. Iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai nevoie de ajutor urgent, te poți alătura canalului apăsând butonul Alătură-te de mai jos și vei primi acces la serverul nostru de Discord, unde încercăm împreună să rezolvăm problemele pe care adolescenții le întâmpină. Dacă te alături, poți avea acces și la numărul meu personal de telefon, unde mă poți suna sau îmi poți trimite mesaj în legătură cu orice problemă pe care o ai. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu, pa, pa!